Se pare că avem o diversitate de costume. Avem tutu, piton, tutu romantic și cei mici care de asemenea au costume moderne, tuturi, piton. Cei și mai mici, în care diversitatea costumelor creează o stare de alegrie. Avem hiton, fetița în roz și verde, tunică, piticii cu hiton și un machiaj excepțional. Costumul tutiul romantic creat de Jean-Georges Lauvert, inițiat de Jean-Georges Lauvert cu reformele pe care le-a adus. Finalizate în secolul XIX, la finele secolului XIX. Avem și un tânăr într-o tunică splendidă, tunică de prinț. Ar putea să lucreze un Albert extraordinar cu această tunică, costum rusesc, hiton în talisman, tutu romantic din Valsul Florilor de Tchaikovsky, tutu din baletul Don Quixote, frumoși, îi putem încuraja cu aplauzele dumneavoastră. Sunt copiii dumneavoastră, sunt copiii noștri pe care îi iubim.